Episodul din această seară ne va demonstra cât de ușor pot să cadă în plasa unor infractori versați persoanele de vârsta a treia. Un pensionar din județul Mureș, văduv de mai mulți ani, încerca să-și trăiască viața din plin cu banii economisiți. Ce nu a luat în calcul bătrânul de 81 de ani a fost un lucru esențial, și anume că o aventură aparent inofensivă te poate costa viața. La ora aceasta. Vreau să ajung la Iernut. Singură la ora aceasta pe stradă? Da, așteptam să găsesc o mașină, o ocazie să mă duc. Și nu vrei frică singură la ora asta? Nu e problemă. Era o persoană în vârstă, 84 de ani, locuia singură de aproximativ 20 de ani, era văduv. Avea o pensie medie, dar era cunoscută ca o persoană economicoasă. Deci toată lumea din localitate știa că ține banii la saltea, dacă putem spune așa. Un vecin instalase la locuința proprie camere de supraveghere care surprindeau intrarea la locuința victimei. În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 23:30, mai multe persoane s-au perindat prin zona locuinței. Iar la un moment dat, unele dintre acele persoane au sărit gardul de la locuința victimei, intrând înăuntru. Se observau siluetele a patru persoane. Timp de aproximativ o oră, o persoană a rămas în stradă. A rămas să supravegheze zona. Sorul mea e de la Măgheruș, s-a bucat și i-a dat telefon de o 3 ori, 4 ori. Și nu răspund la telefon. O zis, zice, mă, du-te până acolo la el de vezi, ce-i cu el că nu răspunde la telefon. Și atunci m-a luat și m-am dus până acolo. Poarta a fost închisă și m-am apucat și m-am împins ea și s-a deschis poarta. Ușa era deschisă la casă. Când m-am dus,
era jos, era mort. Picioare, ce ai dat? Ai băut? Era cu mâna ridicată, că s-o feri de ea, care l-a bătut ca să nu mai dea în el. Și vroia să se bage sub dormeză. Cam așa era poziția care era, cum era el mort acolo. Și când m-am apucat și l-am văzut că nu îi țapă în mâna, am făcut la 112. Am fost primul lucrător de poliție care am intrat în contact cu, cu locul faptei, da. Ce ați găsit aici atunci când ați venit? La locul faptei era, chiar când am ajuns, era fratele victimei care a și anunțat incidentul, iar în locuință era, toate lucrurile erau deranjate, deci nu părea o moarte naturală sau de genul și mi s-a părut suspect. Unde era victima? Victima era în camera de zi, această prăbă probabil era folosită ca și bucătărie, iar fratele victimei era în fața ușii. Prima dată, ca principal suspect, l-am avut pe fratele dânsului, întrucât a reclamat fapta după 3 zile lunea, zicea că a încercat să-l sune de mai multe ori la telefonul mobil, nu a răspuns, iar în momentul când a venit l-a descoperit și a uitat telefonul mobil în casă. Era ca și cum autorul ca și-ar și fi când, uitat... Da, autorul și-ar fi uitat la locul mobilul și-a uitat la locul faptei, da, telefonul mobil. Și a fost inclus în cercul de bănuți. Mi s-a părut suspect, am evacuat și fratele victimei afară din imobil, m-am echipat corespunzător pentru a nu contamina eventualele probe care puteau fi găsite la fața locului, iar când am pătruns în câmpul infracțional, toate lucrurile erau deranjate, iar victima era învelită într-o pătură, plapumă, ceva de genul. Se vedea numai un pic fața și atunci mi s-a părut suspect moartea, pentru că nu am avut așa lucrez de foarte mult timp în poliție și n-am mai avut asemenea cazuri de morți. Și m-am anunțat echipa de cercetare la fața locului de la Serviciul de Investigații Criminale de la IPJ Mureș. În momentul în care am ajuns la fața locului, echipa complexă, polițiști, procuror, am găsit victima în dormitor, în dormitorul locuinței. Era căzută pe jos, lângă pat, în stare avansată de putrefacție. Ceea ce ne-a atras atenția la momentul respectiv a fost faptul că locuința era răvășită. Deci sertarele erau deschise de la mobilier, toate hainele erau împrăștiate, ceea ce ne-a dus la o concluzia preliminară că totuși e posibil să fi fost săvârșit o faptă gravă. Se observa foarte clar faptul că persoanele care au intrat în casă au căutat bunul. Au scotocit în scop de jaf, de tălărie. Ați reușit să identificați în locuință urme, din punct de vedere criminalistic, care să ajute la identificarea autorilor? Da, în locuință s-au descoperit atât urme papilare, precum și s-au recoltat mai multe urme de contact. În cadrul autopsiei s-au constatat numeroase leziuni costale și cauza decesului a fost hemoragie masivă internă. Foarte multe lovituri în zona toracelui care s-ar fi putut datora unor lovituri cu obiect dur. S-a stabilit că a fost lovit cu picioarele de foarte multe ori. Atunci, la momentul cercetării, ați putut trage o concluzie cam câți autori au participat la comiterea faptei? Având în vedere constituția victimei, precum și leziunile pe care le prezenta pe corp, am dedus faptul că e vorba de mai multe persoane, minim două persoane de sex masculin, care ar fi putut să producă acele leziuni. Vechința este un sat în județul Mureș în care viețuiesc aproximativ 1000 de persoane.
casele sunt vechi, locuite în mare parte de persoane trecute de vârsta a doua. În primul imobil, la intrarea în localitate, trăia un bătrân de 81 de ani. Vestea că omul a fost găsit mort în propria locuință a căzut ca un trăznet asupra localnicilor. Locuiți de mult timp în localitate aici, nu? Aici m-am născut. Pe vecinul de vis-a-vis îl cunoșteați? Da. De cât timp îl știați? De mic copil. Ce fel de om era? Înainte a fost un om muncitor, voi ieși la pensie, era un om mai retras. Ați avut vreodată conflict cu el? Păi, de exemplu, ne prindea pisicile. Le prindea? Da. Mergea pisicile la el, le prindea. Deci, mici găinării din astea, nu am avut așa cu el. La fratele dumneavoastră vă duceați des? Discutați cu el des? Păi când poate că când vineam de la iernu, s-a poate că îmi trebuia ceva să-mi iei niște medicamente, îi ziceam să-mi cumpere și s-a apucat să-mi cumpăra și mi l-a dus acasă, că avea bicicletă. A avut copii? S-au avut 6 copii. Da, Petru! Da, Petru! Despre moartea lui, eu am aflat numai chiar când a venit poliția, că am fost și eu suspectat, eu fiind poștaș aici. Atunci, în perioada aia, i-am fost dat pensia și am fost și eu... Deci cu 2-3 zile înainte de a fi omorât, i-ați dat pensia? Da, da, da. Aveau pensie mare? Băi, ca pensia din România. Băi, undeva la 1000 de lei. Uite, am fost la cumpărături și să-mi fac ceva de mâncare. Greu fără nevastă, nu? Las că și cu nevastă mai bine fără. Nu mai vă bate nimeni. Avea prieten, era vizitat? Prieten nu avea. Nu avea prieten, dar mai venea așa în ea la șpriț câte... Ați auzit vreodată muzică, petrece ceva la el aici? Nu, era un om așa închis, nu muzică, nu. Deci eu gândesc că pentru relații din astea intime vineau femei. Erau mai multe care îl vizitau. Nu știu, mai multe, dar una vă spui precis că era. Nu știu de unde era femeia. Vinea mai rar, dar vinea. Cam câți ani avea? Atunci se aproviziona cu băutură. Și atunci știam că... Nu, ce caz, mai tineră. Alo? Ce faci, fată? Ce să fac acasă? Nu știu cât e ceasul. E aproape 11, acum te-ai trezit. Păi nu așa când lucrezi până târziu în locane? Ia zi, ce vrei? Mă gândeam să treci pe la mine de seară. Se poate? E doar de mine, Mugane? Cam așa. Ia zi, a intrat pensia? Ei, nu, lasă-mă cu pensia. Amă că am glumit, ce te iei așa? Ei, ia zi, vii de seară sau nu? Hai că vin pe la 8. Da, e foarte bine. Te aștept, dai grijă când intri. Să fii atentă să nu te vadă ăștia că stau agățați de gard până se noptează, știi? Nu vreau să te vadă, da? Da, hai să am grijă. Bine, pa! Vis-a-vis de casa victimei, locuiește poștașul, cel care i-a adus pensia cu 2-3 zile înainte să fie omorât. Da, sigur, da. A fost inclus și el în cercul de bănuiți? Inițial a fost și el, că am discutat și cu dânsul, modul în care, ce sumă de bani avea, dacă a dat cuponul, ce persoană era în momentul când a primit suma de bani respectivă. Dar la rândul lui a devenit o sursă de informații, fiind, foarte bună, fiind da, poștaș, cunoaște foarte multă lume. Exact, cunoaște foarte multă lume și am și primit de la dânsul anumite informații legate, nu neapărat de autorii faptei, dar de mai multe persoane care puteau să comită fapta respectivă.
precum și stând vis-a-vis, precum și cu privire la obiceiurile. Exact, la obiceiurile victimele, pentru că nu cunoșteam multe detalii despre dânsul și nici fratele dânsului nu ne-a putut ajuta prea mult. Deci nici rudele nu ne-a putut da multe detalii despre dânsul. Fiind o persoană introvertită, nu prea intra lume la dânsul, nu era vizitat, nici nu vizita pe nimeni. Am stabilit de la vecini faptul că victima avea un obicei zilnic. De 2-3 ori pe zi ieșea la poartă pentru a privi turmele de animale care se întorceau de la câmp. Era un om așa închis, care nu-i plăcea că trec animalele pe șanț. Atunci ieșea de dădea după ele, dar așa în restul zilei... A, deci nu le privea, le reușea, le legonea, ca să nu meargă pe șanțul lui. Ca să nu meargă pe partea lui de șoțea pe acolo, să murdărească pe acolo. În timpul zilei mai ieșea doar pentru nevoile zilnice, cumpărături, se deplasa la un magazin din localitate situat relativ aproape, la câteva sute de metri. S-a audiat vânzătoarea acelui magazin și la fel ne-a confirmat faptul că fusese la cumpărături cu câteva zile înainte. El a avut două soții. Uh-huh. De prima soție s-a despărțit cu mulți ani în urmă și a doua soție, de fapt, nu știu dacă a fost luat legitim. Și aia au plecat, cred că tot din cauza la băutură s-a despărțit. Ce fel de băuturi consumă? Bere. În special, da. Bere la flacone de 2 litri, o umblut acolo după răzor de, cred că o remorcă de flacone era. Bătrânul venea la acest magazin în fiecare lună după ce încasa pensia. În rest, sătenii mai zăreau la cumpărături doar atunci când se aproviziona cu băutură. Era consumator de bere la PET de 2 litri și cumpăra mai multe sticle atunci când știa că urmează să fie vizitat de tinerile care urmau să-l distreze. Îi plăcea să bea? Obișnuia să bea? Mai bea cât îmi pare, așa, nu, ca omul. Ca omul sănătos? Da, pe așa e. Din anchetă a reieșit că el a chemat una sau două prostituate la el, în casă. Ați discutat vreodată cu el despre problema asta? Nu. Dar știați? Nu știam. De câți ani era singur? Păi au fost 4-5 ani. La câte zile înainte de momentul găsirii cadavrului s-a stabilit că a fost văzută ultima oară victima? Poliția a fost sesizată în data de 21 august 2018 și ulterior am stabilit că fapta a fost comisă cu câteva zile înainte, mai exact în noaptea de 16 spre 17 august, deci cu 4 zile înainte. Ultima dată fusese văzut în cursul zilei de miercuri. Miercuri. După care, în următoarele zile, nicio mișcare. Ulu, cât mai stai, fă, Vanessa, acolo la duș? Că se duce dracu apa aia! Bă, unde ai umblat tu aseară de trebuie să te speli atâta? Dar ce treabă ai tu, nu vezi, nu te stu acolo de călcatul tău? Din cu banii e bine, nu? Auzi, fată, mi-ai luat tu rochea nouă. Cine erau cele două femei? Două persoane din localitate, surori. Erau cunoscute ca practic în prostituția în zona respectivă. Voiam și eu să o port. Apa, nu vă mai certați atâta. Și așa sunteți frumoase. Și în sac, dacă vă puneți pe voi, tot vă placă ea. Despre cele două surori, ce ne puteți spune? Niște panorame. Știați cu ce se ocupă cele două surori? Da, cum să nu. Cu ce? Știe toată lumea. Cu prostituție și cu înșelăciuni și cu treburi de astea slabe. Ce faci azi? Poate poți să rămân duc la Moncan. Cum mai putea, fată? Pare 100 de ani la cred. Dar ce mă pare, noi nu o să mă pun? Adevărat? O fi luat pensia. Știați că una dintre cele două surori obișnuia să mai vină pe la el? Da. Și de ce venea la el?
Păi da, nu v-am spus acum că se ocupa cu prostituție și cu șelăciuni și cu... pentru bani. Când era ziua de pensie, îl căutau. Veneau în vizită. Atunci vă spui precis că veneau. Veneau amândouă sau numai una? Numai una sau amândouă, nu știu, că acum nu, asta să le urmăresc. Să vedem care cum vin, da? Ba, nu se face greu, fată! Mă țineți în loc! Pa! Hai să aduci banul! Cele două surori mai aveau relații și cu alte persoane de aici, din localitate? Relații? Tot din astea, ca cu vecinul? Da. Nu știu dacă avea, dar în Iernut, precis. Deci în Iernut mai mult. Da. Aici mai puțin. Aici nu, acum s-au mutat de curând, de câțiva ani numai. Vârsta nu atenuează fantasmele. Și din păcate, chiar dacă nu mai există o funcționare sexuală corespunzătoare, la nivelul fantasmatic există dorințe, există nevoia de a revedea anumite lucruri. Și atunci, cel mai probabil era una dintre puținele sale plăceri, își permitea ca din salariu să plătească femei să danseze sau să facă tot ce aș fi dorit în sumele respective de bani. Fără să pună în cumpănă existența unui pericol iminent atunci când bage în casă asemenea persoană. E, dar ce faci, mocane? Stai așa, cu ușa deschisă, a? Dacă intră hoții. Cine să vine aici? Acum stau vecinii cu ochii în patru, n-am nevoie de lucruitori. Ăștia știu tot ce mișcă pe aici. Între victimă și una dintre fete exista o relație de natură sexuală, ea oferindu-și serviciile sexuale contra cost. Era cunoscută ca o persoană care practica prostituția. În urma unei vizite a văzut o sumă de bani care era rezultată în urma unei tranzacții. Bine că ai ajuns, nu credeam că mai vin seara asta. Ei, am mai avut și eu niște drumuri de făcut. Dar stai liniștit, că oricum am treabă după, așa că mai mult de oră nu pot să stau. Hey, dacă mai e așa... Stai tu liniștit, că avem timp de tot. Aceste persoane de sex feminin care umblă și prestează servicii, mai ales către persoanele în vârstă, sunt principalele persoane care ulterior dau pontul, sunt în legătură cu infractorii, dau informații cu privire la cei în casele cărora intră. Dacă nu chiar ele însele, sunt cele care fură sume de bani din casele celor pentru care prestează servicii de natură erotico-sexuală. Dar, cel mai probabil, fiind ghidat de impulsul sexual care mai ardea în acest bătrân, nu s-a gândit mai departe, ci la o chestiune de moment, de a obține o satisfacție, o reeditare, unor evenimente, cel mai probabil, dintr-o tinerețe trecută de mult. Mocale! Ce, te grăbești? Hai că trebuie să plec. Stai să se aduci. Permiterea accesului unor persoane care se ocupă cu asemenea activități de prostituție este o invitație către infractori mult mai agresivi, mult mai periculoși, pentru că de regulă în spatele prostituatelor se găsesc acești infractori. Hai că te așteptam oricum. E... Nu știu să mă A venit pensia? Lasă-mă cu pensia, nu stau eu în pensie. Știi că glumești. Ce e asta? Mocane, uite de la să-mi vine eu mereu la tine când mă chei. Vai! Oh, ce drăguț ești tu. Dar de unde ai avut bani de așa ceva, a? A venit pensia, zi drept. Nu mai mă lua cu chestia cu pensia, că mă enervezi, a? Frate meu e om de afaceri și îmi dă și mie chiar mai mult decât am nevoie. Și de asta mă gândesc și la tine. Nu te mai ambala așa, știi că glumesc. Am abordat-o pe Facebook după un fost prieten de-a meu, care se numea Mailat. Care am abordat-o
Sergus, ce faci? Și atunci am continuat să mai vorbim, pentru că i-a plăcut de mine. Mulțumesc frumos! Dar să știi că acum chiar trebuie să plec. Trebuie să mă văd cu sora mea. O, ne vedem data viitoare, da? Da? A, pa, Mocane! Te pup! Pe profilul ei de Facebook, ce scria? Ce ocupație, ce studii, ce plăceri, ce, eu știu, ce hobby-uri are? Că acolo e o rubrică aparte. Da. Nu, că ea nu știe să citească prea bine, cât de cât. Descris la fel, nu? Dar i-a făcut altcineva fel. Și am știut, după cum vorbea, că nu are studiile care le-a pus acolo. Era ceva fals. Vorbeați numai în scris? Nu. Ați vorbit și... Live. Live. Da. Ce ți-a spus despre ea? Despre ea mi-a spus că e singură. După care am abordat-o, fiind singur și eu. Nedivorțat. Așteptam ca să divorțez din fosta căsătorie. Și cu încetul, încetul, tot săptămâna i-am apropiat foarte mult. Câți ani ai? 43. Câți ani are Ana Maria? 27. 27. Diferența destul de măricică, totuși. Dragostea e mare. N-are eu cif. Cu Ana Maria m-am întâlnit în 2018, după ce am venit din Germania, în Mediaș ne-am întâlnit. Știai cu ce se ocupă? Nu. Niciodată. Și se ascundea de multe ori. Nu răspundea la ce o întrebam de multe ori. Aveai copii? Da, am. Câți? Doi. Am văzut o atracție care de copilul meu și atunci am prins o dragoste foarte mare de ea. Deci i-a plăcut de copilul tău? Da, foarte mult. Și atunci am prins foarte mare drag de ea și n-am mai văzut ce-o trebuit să văd. La anii care le am. Noroc, fratele meu. Hai, noroc. La mulți ani. Să trăim toți. 1000 de ani să trăiești. Să fie. Ce ai lucrat înainte să ajungi aici? Agricultor. Adică? Adică mă ocupam cu grădinăritul. Ce școală ai? Nu am făcut școală pentru că atunci așa era. Ai plecat de acasă, de mic, sau cum? Da. Ce te-a determinat să pleci de acasă? Voința mea de a avea ceva în viață. Capone cine este? Un prieten, nu pot să-i spun concubinul ei, al lui Tabita Vanessa. De Vanessa știi ceva? E la Moncanu, la moșul. Ce-i place la moș viața? Nu știu, Doamne, ce vede la el. Are 100 de ani. Ce fă? Banul știe carte? Păi da, banul vede acolo. Da, mă, dar ce mai poate la 100 de ani? Fă, de când gândești? Da, când m-a făcut mama. Da? Da. Da, drag. Familia ei, ai cunoscut-o? Am cunoscut-o, da. Îl știam pe unul din fratele ei, din frații ei, pe cel mai mare. De unde îl știai? Îl știam tot de aici. De la penitenciar. Deci te-ai mai făcut vreo pedeapsă? Da, da. Mare? Nu, mică. Cât? 3 ani și 8 luni. Pentru? Pentru defișare. Fur de lemn. Păi, ziceai că te ocupi cu agricultura. Da, dar om în viață se mai profilează pe una și pe alta. Dacă vrei să ai și se poate, te mai profilezi. Mi-a zis Vanessa că știe o babă, n-are copii și a băgat la pensie la saltea destulă. Ia de un telefon Vanessa-i. Zicea ceva de o combinație, dar apucă să termin. Mă rog, mi-a zis Mirela că merge așa odată la 2-3 luni s-o tundă și ci că își bagă bani în dulap, dar a văzut-o Mirela și ci că s-a răzgândit.
ce face viața mea. Ce să fac? La treabă. Băi, ce faceți? Uite, ne gândeam la tine. Vine de ăsta, de combinația ia zi, aia. Ia zi de baba aia, ia zi. Ai vrut să-mi zici ceva el la telefon, dar n-ai apucat. Băi, baba e fiertă. Ascultați-mă ce vă spun, o facem cu baba în 10 minute de plânge singură duie. Fii atentă cum facem. Te duci tu cu asta mică, o țineți de vorbă la poartă, și eu cu băiatul meu Capone ne ducem în spate. Așa. Și căutăm ce trebuie. Păi și stormea, ce facem ori stormea? Stau de 6, ce să fac? Da, bine, hai că văd că vine unul, poate opriști ăsta. Hai, pa, pa. Nebunate, ce... Tu ce crezi? Ce crezi? 200, bine? Nu știu, vreți să ne băgăm? E combinație. Mergem la babă și după aia moșul. Hai mă, că rezolvăm și pe ăsta ce, cât de greu poate să fie. E un moș de-al dracu. O îmbrăcăm pe asta mai sumar? Auzi, dar dacă nu doarme moșul? Nu vrei să aduc eu un spray de la de la doarme? Bă, nu e ideea. Nu? Nu e ideea. Că știi cum dorm ăștia ca iepuri, se trezesc imediat și ăla. Asta că îi dăm somn, ai dreptate. Îi dăm somn frumos, am eu un tovarăș care are. Și sigur dorme dacă nu doarme. Da, la doarme, stai tu liniștită, nu e problemă de asta. Să nu ne facem probleme, dracu. E moș, dracu, îi dai puțin cu gaz acolo, cu spray și gata, e curățat. Mai știi că văd cu ține tare. Să trăiești, frate! Hai, să trăim. La mulți ani, să fii sănătos 1000 de ani. Mersi. La nivelul comunității respective, cât și la nivelul poliției din acea localitate, era cunoscut faptul că una dintre persoanele de sex feminin care practica prostituția ar fi fost implicată și în alte fapte de furt. Victimele erau persoanele care apelau la serviciile sexuale ale acesteia și fiind un subiect tabu, preferau să nu depună plângeri. Vorbim cumva despre șoferi de tir? Șoferi de tir. Care erau în tranzit în zonă. Și care nu voiau să se afle, de tocmai de aceea nu au depus reclamații. Exact. Acolo, la tiriști, avea un mod de operare aparte. Cumva ajungea să se intre în cabina respectivă, fura ce pica în mână, dar amenința, dacă era prinsă sau dacă cineva îi făcea observație, amenința că va spune familiei respectivului că a apelat la serviciile unei prostituate și astfel reclamațiile erau foarte puține. Excrocheria și șantajul cumva merg mână de mână. Ea știa că oamenii în general și bărbații plecați de acasă au familii și că totuși ei au un atașament față de aceste familii și nu ar fi dorit ca familiile să afle ce activități desfășoară ei în parcările din Cerbani. Și am convingerea că această femeie, înainte sau în timpul prestării serviciilor sexuale, cumva obținea informații despre familie. De unde este, câți copii are, să vadă dacă există o inserție corespunzătoare și poate fi supus unui eventual șantaj. Au venit șoferii de camioane la poliție, dar când au auzit că e vorba de dosar penal, nu au vrut să mai fie. Era un subiect tabu pentru ei. Cum vă numiți? Maila Georgeta. Pe cele două fete, cum le cheamă? Maila Tana Maria și Maila Vanessa Tabita. Cele două fete, de fapt, cea mai mare, practica prostituția. Este adevărat? Știați da. Asta? Da, e da? Adevărat, da. Unde anume? Pe aici, așa. Se întâlneau prin telefonii. Dar nu mergea așa la stradă, să meargă la stradă, nu mergea.
obținea destui bani cât să poată să-și întrețină familia? Păi eu știu acum că deci n-am întrebat-o, dar nu. Ceva normal, că se descurca. În zonele joase ale comunității, acolo unde vecina din stânga își trimite copilul să se prostitueze, vecina din dreapta face același lucru, în momentul în care copilul tău ajunge la aceeași vârstă, tind să reproduci comportamentul social și el nu mai pare atât de reprobabil și chiar este acceptat de comunitate pentru că reprezintă o formă de subzistență și știm foarte bine că există anumite minorități care își trimit fetele uneori să se prostitueze chiar aici, în România. Auzi, mă, mamă, ia să ai tu grijă cu Florin ăsta. De nu vă bagă ăsta la răcoare, să nu-mi spui mie pe nume. Mm-hmm. Vezi că e mai mare, are 40 de ani și a făcut și pușcărie. Păi, hai că sunt obosită. Mă duc să mă culc. E grijă. Opa. Hai că... La colecție. Și din ce trăiați? Eu am venit cu ceva bani frumoși din Germania. Tream din banii care i-am adus. Tu și ea? Da. Și mai țineam și pe părinții ei. Ce anume lucrai în Germania? La agricultură lucram. În agricultură. Mai concret? Dovleci, trandafiri și niște flori, nu știu cum se numește anume, care se face Viagra. Cât timp ai lucrat în Germania? 3 ani de zile. Mergeam pe sezoane. Da, Vasile ăsta, cine este? De unde a venit el? Din Mediaș, din Cojna. Nici nu știu să vă spun că n-o sta, dacă o sta, că vinea și m-am certat cu copila că nu ne-o convenit că cum arăta. De ce? Ce nu vă plăcea la el? Păi nu avea fața, nici nu arăta așa ca orice bărbat de îl cunoște, când ea îl cunoște toată poliția. Nu avea mutra așa ca bărbații să zici, da, mă, un om liniștit, un om ca lumea. Ați simțit că nu e în regulă? Da, nu ne-o convenit mie de el. Și m-am certat cu copila. I-am zis să nu mai stă cu el, că el avea nevastă, avea și el copii. No. Și copila iar avea bărbat, avea un copil. De soția ta, de ce ai divorțat? Am fost condamnat la 3 ani și 8 luni. Fiindcă am făcut o fată nu bună, nu pot să spun că am făcut una bună, chiar dacă eu mă gândeam că fac ceva bine pentru familie, că n-am făcut-o doar pentru mine. Furtul de lemne? Da. Am fost sifonat. Că eu am furat de acolo lemne, dar n-am fost prins, în fapt. Celălalt băiat, cum îl cheamă, care era cu fica cealaltă? Știu că Capone îl chema, dar nu știu, mă rog, să vă spun. Corect, la Capone, bănuiesc. Da. El era de mai mult timp cu fata dumneavoastră. Da. El nu am avut probleme cu el. Că s-au împăcat foarte bine cu copila. Ce lucra? Din ce trăiau ei? Făceau Germania. Ah, tranzit. Da, făceau Germania la lucru. Hai, noroc! Să trăiești, frate, ce faci? Ia uite, unde am o pasta? E, cum de unde am, fratele meu? E din Germania, ia uite-o! Ana! Și, este ceva? Anunță-mă și pe mine dacă e, că aș avea nevoie. Bă, scoți 1500 pe ea. Frumos, frate, băiatul. Bă, frate, bagă-mă și pe mine, că Ana asta devine din ce în ce mai pretențioasă, ești nebun la cap. Băi, nu la asta, te va la următoarea. Hai, te rog, am eu frumos. Am un golf. Mi-ai făcut rost de plăcuțe? Încă nu, bă, dar lasă că până diseară te rezolv eu cu prietenul ăsta al meu. Hai. Da, tu nu aveai permisul ăla? Lasă-mă permisul. Tu fără de plăcuțele alea mai repede. Bine, mă, dar să mă bași pe mine pe combinație, da. Că Ana e pretențioasă rău, să-mi bat picioarele. Ce dracu mai vrea și asta? Nu știu, frate, de pe zi pe alta îmi face creierii varză, ești nebun? Lasă, că știe ea cum să ne facă bani. Păi și ce facem noi? Stăm pe banii ei? Descurcăm noi. Hai să trești. Bine, mă. Hai, diseară ne vedem. Vorbim. Mă rog. Fiind eu în Germania, mai cumpăram și de acolo câte o mașină și o vindeam în România. Căutam pe site-uri. Era rentabil să da. Aduci mașini? Da, era. Cam cât îți ieșea în plus la o mașină? La 500 de euro ieșea.
el, bătrânul, el mai umbla așa cu femeile, deci, nu, o chemat-o pe aia mai mare și asta e. Nu să știați că el îl mai vizitează pe bătrânul ăla? Nu. Unde a zis că vrea să ne întâlnim cu ei? Vreau să zic la benzinărie, dar nu stai că îi sun. Sora cea mai mare, cea care era cunoscută ca practicând prostituția, s-a cunoscut cu victima, făcându-i chiar și unele vizite nocturne victimei. Și așa a ajuns să cunoască faptul că victima deținea sume mai mari de bani în locuință. Păi ce faci, mă? Ți-am zis să nu-i mai spui lui Ion de toate combinațiile tale? Ăsta nu știe să-și țină cura și crede-mă că tu nu-l cunoști la cât de bine ca lui. Bă, nu m-a învățat-o pe mine ce să fac, da? Eu fac combinații de înainte să te naști tu. Dacă pățești ceva, să nu zici că e bine. O, lumea, am luat soacra cu mine în mașină. Ce să zic? Bine că le știi tu mereu pe tine. Tu vede, uite-te de moșii tăi și știi să faci banii cât te-am văzut. Nu m-a învățat-o pe mine combinații. Cine ți-a spus despre existența acestui om? Din ce am auzit, nu mi-a spus nimeni anume. Dar Ana Maria sau Vanessa? Da. Ți-au spus vreuna dintre ele că au fost la el vreodată? Nu mi-au spus. Nu ți-au spus, dar știai că au fost? Ai aflat din altă sursă? După, da. După am aflat. Ce ai aflat? Am aflat că mai merea pe la el și îl aborda cu corpul de femeie și se strugea. Nu știu câți bani, ceea ce nu-mi convenea normal. La unde-ți, mă, ăștia? Uite în curte, acolo. Gata, am ajuns. M-ai adus. Hai, noroc. Ce face porumbei? Ce-ați făcut? Cei patru, în cadrul unor întâlniri, au stabilit faptul că ar dori să meargă să jefuiască victima. Cine a venit cu inițiativa aceasta? Concubinul surorii mai mari, care era o persoană cunoscută, avea antecedente pe linia infracțională de violență. Fusese condamnată anterior. Pentru tâlhărie? Pentru tâlhărie. Am fost aseară la el. I-am contribuit puțin prin lucruri. Așa. Și știți ce am găsit? A. Nu-mi cam atât de gros. Și de unde are fata la bani? Mi-a zis că are frasul afaceri și că îi dă și lui niște bani, așa. A, ca să nu-i lipsească. Ești proastă și-l crede? Nu mă crezi. Ia uite-te. Uite, să vezi ce mi-a luat. Eu nu. Băi, eu zic că ar trebui să încercăm. Aaa, ne-am dat bani, dracu. Vezi, mă? În viața ta nu mi-ai luat așa. Da, mă, hai, dacă toți suntem pe aici, hai să mergem, să aruncăm un ochi. Ha? Eu zic că nu avem nimic de pierdut. Păi da, combinație, frate. Cine a hotărât să mergeți la el? Eu am hotărât să mă duc cu Capone. Zic că nu avem nimic de pierdut. Uh-huh. Am aflat că unde stă. Au început să se subțiază banii care i-am adus din Germania. Și am zis că mi-e mai ușor, dacă el nu e acasă, să mă duc să le sustrag. Ce zici? Fii atent cum facem. Ia. Astea două țin de vorbă la poartă și noi intrăm prin spate. Nu, mă, nu cred. Mă cunoaște, n-am cum să stau acolo. Că după aia, dacă se zizează că i-au dispărut banii, clar, pe cine pică vina? Pe mine. Păi da. Uite, uite-mă, îl urmărim eu cu Ana. Așa. Voi mergeți pe acolo cu mașina, alea. Și vedem noi ce face el ziua, cum se comportă toate cele. Și după, eventual, pe noapte mergem, sărim gardul. Ziceai că e ușor de sărit gardul, nu? Dar nici n-ai nevoie să sar gardul, că moșul lasă o poartă deschisă. Ia uite! Capone, ce poți să-mi spui despre el? Despre el o să vă spun că e un copil fără minte. Pentru că dacă era un copil cu minte, spunea exact că el era din zonă. Spunea exact cine e omul, ce poate și dacă are bani. Intrăm peste el, îl potolim și după aia luăm tot ce prindem. Așa e cel mai bine. Bine, mă, facem așa. Da? Facem așa. Blană. Hai, arată. Atunci când într-o comunitate apare o grupare
de băieți bine intenționați, care încep să caute persoane care au resurse financiare și care într-un interval de timp scurt săvârșesc două sau mai multe infracțiuni, ne arată că ei, în mod clar, au o rezoluție infracțională foarte hotărâtă. Nimic nu le stă în cale în interesul lor de a face bani, în cazul nostru, de la oameni vulnerabili, oameni în vârstă, care aveau ceva, resurse financiare puse deoparte. Și de aici, până la faptă, este un pas destul de scurt. Thank you.